vede ce face mama ei și e când crește matur, vede că mama i-a răbdat, a să răbde și ea. Băiatul vede că tatăl a bătut-o pe mama și el era stăpân în casă. Să facă și ieșul cu băietul, să facă cândva cu soție. Îmi place să spun un lucru, femeie trebuie consultată așa mult, că nici una din prima ză n-a spui gata, i-a luat tot documentele și am și copii și am plecat din casă. Nu, victima trebuie pregătită. Pregătit ca e pas cu pas, ca e să înțeleagă lucrul ăsta și ăsta deseori durează 9 luni, nu 2, poți dureți și o an de zile. Multe mă sună și la nghezul nopță de multe ori. Sunt cazuri când le pinem și la ora 2 de noapte înjep din casă, mă ducem și cam niște metode psihologice chiar și cu agresorul, măcar că riscam foarte mult. Și știți, la o să liniștie, eu, era, măcar eu eram interesat ca măcar până două zi dimineață să facă, să face zi, o salminat zi, ca femeie pe un spot liniștit, spot duși liniștit să depun o cerere. Ia ca și. Agresorii pune amendă, amendă. Dacă amendă și nu plătești timp de 3 zile, 72 de ore, îți dublează. Dacă pune 1000 de lei, 3 zile, 2000, da? Victima rămâne victimă, bătut mai departe încă mi-ai adăugat. Acum unele din ele spun, că ei dă-și folos când le spun, se pui amen și răzici zi bani din casă. Statul nu e cu interesat ca să o aperi pe victimă. Statul cu interesat ca să ducă agresorul să plătească le ăștia banii și încă un lucru, plătește banii, să faci ori în folosul statului. Dar victima cu ce rămâne? Că el vine înapoi, se întoarce, iar bătut și iar din nou.